protest de amploare în această dimineață în Piața Victoriei din capitală. 5.000 de transportatori cu 3.000 de mașini ar trebui să protesteze astăzi în fața măsurilor luate de Parlament în ceea ce privește îngrădirea unor drepturi ale transportatorilor. Sunt și probleme cu traficul în zonă, bineînțeles, din cauza numărului foarte mare de mașini. Care este situația acum la fața locului? Ne spune Anca Orhean. Bună dimineața din nou, Anca! Bună dimineața din nou, se circulă în continuare bară la bară și asta pentru că există doar două benzi pe sens, doar pe anumite artere de circulație, pentru că s-au blocat unele dintre ele, spre exemplu, bulevardul Kiselev. Este blocat în acest moment pentru că acolo vor fi parcate foarte multe taxiuri, dar și mașini ale transportatorilor care vin aici să protesteze. Deja sunt încă câteva zeci parcate acolo în doar jumătate de oră, pentru că trebuie să ajungă la acel număr despre care vorbeau, la 3.000 de mașini. E bine, se mai circă în momentul de față, bară la bară, vă spuneam, pe bulevardul Aviatorilor, pe bulevardul Iancu de Hunedoara, pe acea bretea, se circulă, breteaua pe care se intră pe calea Victoriei, se circulă în continuare. Pe Paris încă se circulă, dar e posibil ca aceste două străzi să fie blocate până la urmă. De asemenea, pe strada Buzești și pe Ion Mihalache încă se circulă și pe calea Victoriei. Dar în cazul în care va fi în continuare foarte aglomerat, atunci cu siguranță vor bloca și parte din aceste străzi, astfel că nemulțumirile nu vor mai fi doar ale transportatorilor, ci și ale șoferilor care în această dimineață încearcă să ajungă la muncă. De asemenea, avem câteva rute ocolitoare pe care cei de la poliție le-ar transmite șoferilor la ora aceasta. Spre exemplu, aici pe Aviatorilor înspre Beijing și apoi la ieșirea București-Ploiești și de asemenea de pe Ion Mihalache, de asemenea spre Mărăști, ca să se iasă tot pe București-Ploiești. Acestea ar fi rutele alternative în momentul de față. Vedem dacă se vor strânge mai multe mașini și dacă va fi îngreunat și mai mult traficul în orele următoare, pentru că protestul este anunțat până la ora 20 diseară și restricțiile de trafic până la ora 21. Am înțeles, Anca, îți mulțumim foarte